A furat banii din casa băncii în care activa pentru a plăti serviciile unei clarvăzătoare. O angajată a unei instituții financiar-bancare din sectorul Râșcani al capitalei a fost condamnată la 5 ani și 7 luni de închisoare, fiind acuzată de delapidarea peste 3,5 milioane de lei. Potrivit procurorilor, femeia care activa în calitate de șef casă al sucursalei unei bănci, având acces liber la mijloacele financiare, a sustras suma de bani din casă. S-a întâmplat în perioada februarie-iunie 2020. Angajata și-a recunoscut vina și a declarat că avea nevoie de bani pentru a achita serviciile unei clarvăzătoare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a aplicat sechestru pe bunurile sale imobile pentru a compensa prejudiciul cauzat.